Curtea de apel Cluj a anulat în primă instanță hotărârile de guvern care impun atât certificatul verde cât și starea de alertă care este prelungită de aproape 2 ani. Această hotărâre poate fi atacată cu recurs, dacă anularea rămâne definitivă, dat fiind că deja s-au încălcat în baza acestor acte foarte multe drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor. Întregul guvern este un grup infracțional organizat ce a comis infracțiunea de abuz în serviciu. Nu știu ce să înțeleg cu virusurile astea, dar cum vin? Numai toamna, primăvara... Da, cred că a plecat virusul concediu și nu știu ce să zic. Am impresia că e o răceală puternică. Se vaccinează omul de 3-4 ori și tot face COVID. De unde o veni COVID-ul în toată Europa? Nu e vorba de starea de alertă sau că se înmulțește din cauza stării de alertă, nu. Asta e o altă problemă, nu. Starea de alertă e, nu știu cum să vă spun, e ceva pe din afară. Problemele sunt aici, sunt în noi. Deci noi trebuie să începem să le rezolvăm. Dacă noi nu le rezolvăm, acum oamenii nu se trezesc, nu simt că trebuie să facă asta, să punem mână de mână la mână și să facem ceva, să rezolvăm ceva, nu am făcut nimic. Deci viața merge mai departe cu greutățile care ne vin în față. Camera Deputaților are obligația în același context să respingă impunerea certificatului verde digital și să redea românilor dreptul să-și exercite libertățile fără condiționări. De când a venit Iohannis la putere, ne-a terminat cu partidul lui și cu toate minunile pe care le face. Eu nu am fost politică, nu sunt membru de partid, niciun partid, dar nu-mi place comportarea pe care o fac. E o dezbinare în țara asta ce n-a fost nici pe timpul războiului. Nici pe timpul războiului n-a fost dezbinarea pe care e acum. Rușine din partea tuturor, indiferent care sunt. Să mânjesc unul pe altul, își ia pâinica care cum vor și pe noi ne lasă nimănui. Am muncit 40 de ani și n-am pensie să mănânc și eu cum mănâncă unul care mănâncă ei, de-al lor, unul de-al lor, o lună de zile și o să mănânc un an. Nu în ultimul rând, Parlamentul are obligația să demită prin moțiune de cenzură acest guvern PNL trădător condus de Florin Câțu, guvern care a îngrădit abuziv drepturile românilor.